Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, sunt aici împreună cu pisica. Bună. Și astăzi vom porni la drum cu cel mai nou update. S-au lansat două mașinuțe noi, bine, de fapt una singură, dar noi avem două. Uite, puteți să o vedeți aici la Legendary, dacă intrați, se cheamă Vapid Hustler. Este cea mai nouă și s-a lansat chiar astăzi. Și e destul de ieftină, aparent. E destul de ieftină, da. 625.000. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vă place GTA Online și dacă mai vreți să mai facem și alte episoade. Știu că ați mai fost care ne-ați mai întrebat de Mihai. Mihai momentan este plecat și în general cu Mihai putem să filmăm în mare parte pe vineri, sâmbătă, duminică, cam așa. Da. Deci de asta cu Mihai o să vedeți episoade mai multe în weekenduri și asta ține de el, nu ține de noi, da? Noi mereu îl chemăm, deci când are timp vine. Dar oricum, hai să mergem să le tunăm. Să vedem ce știu. Știi că au mai fost niște mașini așa în joc? Da, da, a fost cea de Valentine's Day care... Exact. Da, aia. Dar tu știi că asta, cred că au băgat-o tot de Valentine's Day, pentru că acum e Valentine's Day-ul, adică urmează să fie. Da. Știi? Hai să mergem la alt tuning, că tot timpul mergem la același tuning. Hai să mergem la ăla de, din față. Tot înainte, ăla de lângă pistol. Nu știi? Ok. Bă, că se face și zi afară. Bă, sunt frumoase. Și sunt foarte vitezomane din ce văd. Sunt frumoase. Adică chiar o simt rapidă. Uite ce viteză are. Și te gândești că n-am tunat-o încă. Chiar e interesantă. Întrebare, poți să bagi livery pe ea? Să arăt așa mai drăguță. Ba, am auzit că poți. Și ci că ai o grămadă de variante de livery-uri. Poți să-i scoți motorul afară. Deci o să vedem acum, le testăm. Vreau să fac cât mai haioasă. Da, de ce nu? Să fac senzație cu ea pe aici prin oraș. Eu vreau să fac un pic mai diferită față de cum le-am avut până acum. Dar o să vedem exact cum putem să le facem și ce variante avem. Dar o să mai facem și GTA Real Life, o să mai facem și GTA Online. Uneori o să le facem pe amândouă în aceeași zi. Depinde de zile, știi? Da. Și depinde de, uite, de exemplu, astăzi este update la GTA Online. Facem și GTA Online-ul. Bun. Hai să mergem acolo. Și dacă vreți voi și dacă apreciați acest videoclip, hai să vedem dacă reușim și noi să strângem peste 5.000 de like-uri. V-aș fi foarte recunoscător și v-aș mulțumi foarte mult. Așa ar fi o surpriză plăcută, așa, știi? Așa, mai că mergem aici sub pod. Și dacă vreți să vedeți cum șotunează și pisica mai exact, puteți să vă duceți și la ea acolo. În descriere o să vă dați link-ul către videoclipul ei. Să-i dați și ei un like dacă vreți. Mulțumesc din suflet. Așa. Bun. Hai să vedem, deci nu o să stăm foarte mult la tuning, pentru că aș vrea să o scot în afară, să văd exact cum se joacă cu ea. Deci pot să-mi pun rusty bumper, front bumper, stock front bumper, sau să scot bumperul de tot. Bă, cred că scot bumperul din față de tot. Nu-mi place, să știi că nu-mi place la ruginitul. Nu, păi nici mie, dar nu-mi place nici celălalt, o să le scot de tot. Engine, na, acum fiecare și-o face cum vrea, exhaust. Wow, astea-mi plac. Wow. Stai, bă, Max Infinite. Uhuu, bă, ce mișto e ultimul, du-te de aici. Da, e șmecher rău de tot. Da, mă gândesc acum care... Fuck. Ultimul îți scoate și alea, vezi? Da, nu mă, așa o vreau. Da, și eu vreau la fel. Arată bine rău de tot și vezi cum sunt țevile astea și ies pe lateral, bă, așa foarte șmecher. Bă, eu scot și las tot motorul descoperit, frate. Și eu cred, și eu cred. Da, bă, și... wow. Pe bune, poți să scoți nose delete? What the fuck? Cât de genial! Stai că-s curios cum arată cu totul scos. Da, mă, poți să scoți tot. Poți să lași motorul în afară. Bă, du-te de aici. Da, faza e că aș lăsa totuși... Wow! Da, poți să-i pui motorul în sus. What the fuck, cum arată? Mă gândesc care ar merge mai bine. În momentan nu știu ce culoare să o fac. Îmi vine mie. Livery! Bine și-o tată! Nu, cred că... Îmi place cu motorul pe afară, dar într-un fel vreau să aibă și bot, deci cred că o să-i pun botul. Și stai așa să văd. Du-te cât de lights, mișto e. Headlights, neon kits, neon color. Ok, neon color-ul. Hai să facem neon roșu. Trebuie să aibă un livery, livery alb, livery ruginit. Bă, sunt șmechere livery-urile. Mai sunt astea, dar nu știu. It's hustle time, lol. Rapid, vapid. Ah, cu flăcările îmi place foarte mult. O las cu flăcările. Pune-o pe aia. Yellow flames o las. Mă gândeam la tine când plate, respray, primary chrome. Nu, niciun caz. Nu, negru cu roșu. Negru cu flăcări roșii. Asta e clar, combinația cea mai bună. Îmi pun și un sunroof, să nu-mi vină soarele în față. Skirts. Nu merge să spun nimic pentru că am scos țevile de eșapament pe laterală. Aș vrea un maro.
Aș alege un maro pentru că mașinile astea vechi. Transmisie turbo tuning, wheels, roțile cum să le facem noi? Cred că o să le las așa, pentru că îmi plac foarte mult astea. Wheel tire design, tire enhancements, punem bulletproof pe el. Punem și noi red, de exemplu. Stai să vedem. Vreau ceva mai serios. Blue, red, stai să vedem. Red. Red tire smoke. Windows le facem negre. Da, să o scot afară să văd cum arată. Metallic. Bă, e șmecheră, frate. De jos. Deci e șmecheră rău de tot. Chiar îmi place cum arată. E super. Hai să mă mai uit odată la tuning cât îți mai faci și tu acolo. Să mă mai uit să văd că nu le-am ratat. Să, să nu ratez ceva. Se potrivește ceva cu goldul ăsta, deși mai mult înseamnă amaro, da? Deci acum ne uităm printre toate să vedem dacă am luat totul la maxim. La red. Cum ar arăta fără bot? Nu, nu-mi place. Se potrivește cu fundalul ăsta. De la scris. Arată bine și cu ăsta, așa, știi? Dar parcă îmi place să am motorul în afară. Nu, îmi place să am motorul în afară. Horn, lights. Lights-urile le-am. Respray, roof. Skirts, suspension. E masă, maxim, car, da. Turbo, okay. Wheels. Turbo. Da, păi eu am pus cam totul, deci turbo l-am, vedeți și voi. Muscle. Gat. Stock. Nu știu, la roți. Zicea lumea că asta ar fi cea mai rapidă mașină muscle. La roți eu l-am lăsat exact așa, pentru că îmi plac și se potrivesc cu tema mașinii. Eu vreau să le schimb. Mă bucur că s-a făcut zi afară. Chiar să mă bucur. Le fac un red. O, le-am un red. Yellow, nu, yellow... Candy red, red. Bă, se ține bine rău de tot și merge ca lumea, adică chiar îmi place cum au făcut-o. E varianta mai mică a mașinii celelalte. Uite, haideți să vă arăt mașina cealaltă. Dacă vă duceți voi la Legendary, vedeți, asta este cea nouă. Și dacă vă duceți voi în jos, jos de tot, o să vedeți voi, se numește Albany Roosevelt și Albany Roosevelt Valor. Alea sunt mașinile vechi și nu se pot face atât de șmechere precum se face asta. Deci, și vedeți că sună reducerea acum. Acum ies să-mi vezi frumusețea. Da, așa că vin înapoi. Asta cam... Asta zici că se transformă acum, frate. Ia, chiar sunt curios să văd cum s-ai făcut-o. Da, se aude șmecheră de tot. Păi muscle, astea muscle tot timpul au motoarele astea șmechere. Bine, și motoare mari. Și motoare foarte mari. Asta cum se numește? Mașina aia de-mi place mie, tot muscle e sau... Care? Nu vine acum în cap. Aia de... am zis eu că îmi place mie foarte mult, de se aude ca o pisicuță. Ford Mustang? Da. Da, tot muscle e. Mamă! E șmecheră. Cât ți se pare? Foarte tare, foarte tare. Se potrivește goldul ăsta cu roșu? Da, se potrivește și zici că ți-ai făcut așa de competiție, zici că acum e gata să, bă, să meargă. Bă, du-te de aici, ce mișto e! Da, uite că dă vine la tine cu chestia asta în față, așa. Da, da, zici că e, de, zici că e mașina din Hot Wheels, da, nu? Adică zici exact. Că e chiar mașina aia din Hot Wheels. Exact! Că ții minte că era una așa. Auzi, dar nu i-ai pus lumini jos? Ba da. Ba da. Numai că nu se aprind dacă am motorul închis. E mișto! Hai să mergem la haine, să ne schimbăm în gangster, pentru că dacă tot avem mașini de astea vechi, zic să fim și în tematică, știi, să fim gangster. Gata, știu. Corect? Corect. Da. Eu am deja costumul făcut de gangsteri, pentru că sunt din update-ul cu Be My Valentine. Nu știu, Max, la tine se vede asta, roțile astea ieșite, da, ieșite. Sunt ieșite în afară, da. Da, pe bune zici că e o mașină să de aia de jucărie. E Caterinca mașina, nu știu, mie îmi place, adică și a costat doar 600 și ceva de mii, mi se pare un preț decent pentru ce mașină primești, pentru că e unul de... Și auzisem, vorbea lumea pe net, că ar fi cea mai rapidă muscle din joc, cel mai rapid muscle. Bun, acum hai să vedem la Valentine's, trebuie să fie undeva Valentine's special. Da, uite, Valentine's formal, păi da. Dar eu de gangster. Acum tu poți să fii, dar nu ai și tu de asta gangsteră? Lol, Max, pe mine nu mă lasă să vorbesc cu femeia asta nebună. Pe bune? Da, mie nu-mi dă opțiunea. What the fuck? De ce? Da, nu-mi dă să apăs pe E, știi? Hai la un alt magazin atunci. M-ați dat afară pentru că nu am plătit data trecută. Caut un alt magazin de haine. Da. Și uite, am și arma asta. Posibil să fie un bug de la mine, dar nu are nimic. Dacă nu rămân așa, că eu sunt agresiv. Hai după mine. Hai că vin.
Hai să vedem la magazinul celălalt de haine dacă îți găsești ceva. Ne-am făcut așa, ne-am costumat exact în cum era mafia pe vremuri, știi? Da. Gangster de aia nebuni. Mergem undeva în centru să vedem dacă te lasă. Dacă nu, înseamnă că e ceva bug, dar e ciudat să nu te lasă să te îmbraci. Da, că nu înțeleg bug. De ce. Probabil s-ar repara dacă dau restart la joc de tot, dar n-are rost. Probabil. Oricum, ca de obicei sunt oricum vedeți că pe GTA Online nu avem update-ul de grafică, deci update-ul de grafică e doar pe GTA Real Life, dar mie mi se pare că se vede mult mai bine GTA Real Life-ul decât GTA Online-ul, da, cu update-ul ăla de grafică. Deci mi se pare mult, mult prea realistic cum se vede. Bun, hai să vedem aici dacă te lasă. Dacă nu te lasă, asta e. N-avem ce face. E ciudat cum îți oprește, nu poți să mai... Nu mă lasă. Ești băguită? Nici ce nu-ți apare nimic să-ți schimbi? Nimic, nu, uite, nu-mi arată nimic. Lol. La mine e un simplu magazin, știi, cu tante care vorbești. Dacă apeși ei, nu-ți face nimic? Nu, păi nu-mi dă opțiunea, eu degeaba apăs pe ei. Nu știu de ce, e prima dată când văd așa ceva. Știu, e băguit, n-are nimic. Hai să mergem, să ne punem cu băieții ăia de la clubul de motocicliști. Ce zici? Haide. Zic, da, să vedem dacă s-a acolo. Și nici nu mai știu unde e. Dacă nu, ne luăm de cineva de pe aici prin oraș. Nu stăm să-l căutăm. Nu stăm să-l căutăm. Dacă nu e, nu e, asta e. Dar oricum găsim de cineva să ne luăm prin oraș pe aici. Da, ia uite ce de oameni. Clar. Da, uite și pe ăsta, m-aș fi luat de el. Dar să vii după mine, să vedem dacă... Știi ce? Cred că o să ne luăm de niște băieți de pe aici. Așa mă gândesc. Ia vină tu încoace. Hai să vezi de cine ne luăm. Caut un polițist dacă e. Știi cum găsesc? Fii atent ce am găsit un mormânt aici. Da, știu. Con amor, sleep well. I-a murit cineva, la cineva soția, ai văzut? Am văzut. Bun, hai să ne luăm de băieți ăștia pe aici. Bă, astea-s fete, da? Oh my god, săracele. Ia, să vedem dacă are putere de a călca. Bă, văd că are putere de a călca mașina asta. Păi da. Chiar bine de tot e. N-ai treabă cu ea. Și împinge, ai văzut ce împinge? Da, am văzut. Ai chestiile alea în față și alea am văzut că împing destul de tare. Ia. Bă, eu chiar nu mă opresc când împing. Adică nu mi se oprește mașina sau ceva. Și mai ales dacă... Așa. Ia. Mamă. Cred că vine și poliția după noi. Cred că am făcut ceva haos. Luați-mă, băieți, mă, de aici, vă credeți șmecheri? Au venit băieții în oraș, mafioții. Uite, acum dacă mă dau jos și stau așa, stai așa să-mi scot arma aia de mafie. Uite asta. Ia uite cum trage cu asta aia. Nu pot să trag orice. Tu ai arma asta de mafie? Oh, am, dar nu. Trage cam ciudat, trage în toate direcțiile. Nu e foarte... Nu trage exact la punct, dar e șmecher, e un Tommy Gun de ăla ca pe vremuri. Mi-e mișto că au băgat arme de genul. Ca asta o trage, tu vezi cum trage cu ea? O trage de jos, nu o pune la ochi. Aoleo! Da, te-ai pus în fața mea, n-am avut ce da, să fac. Da, m-am pus lângă tine, că am uitat de partea asta. Mă gândesc dacă vor păca și e ceva de Valentine's Day, dar nu știu când pică. Da, mâine! Asta e mâna 14 aia, parcă era, nu? 14, da. Pe 14, zic. Da. A, asta-i mă, ăsta-i cadou de... Da, mă, asta, de asta ne-a băgat mașina asta, pentru că e de Valentine's Day, pentru că ei nu mai fac update-urile astea cum le-au făcut pe vremuri, știi? Practic, n-au denumit că s-ar fi nu știu ce update special sau ceva de genul, știi? Pur și simplu au băgat mașina asta și zic, da, mulțumiți-vă cu mașina asta, practic, știi? Da. Da, na. E că mașina ta tot acolo e. Bă, aterizează elicopterul pe noi, what the fuck? Alo! Alo, unde te crezi? Bă, nebunilor! Îi trag în coadă să vedem dacă... Trage la codiță. Ia, i-am de sus coada, să vezi să prăbușește. E șmecher când îi dai coada jos. Când îi dai coada jos nu mai are ce să facă. Ia, polițiștilor de aici, ia uite mă ce omuleți. Hai să mergem. Ia-ți mașina și hai să fugim de aici, că e prea multă acțiune. Uale, a venit ăsta... Bă, prietene, cine Haide. Te crezi? Hai, ești gata că vine FBI-ul după mine. Acum. Dă-i bătaie că... Ia uite câtă poliție am aici. E, nebunilor. Ii! Și ce ai făcut? Și ce ai rezolvat? Explică și mie, ce ai rezolvat? Hai, da, câte gloanțe dau ăstuia. Mă, deci mi-au gărit ăștia mașinile. Mașina, de fapt, că n-am mai mult. Degeaba, n-am ce să ne facă. Eu acum am 4 stele, nu știu tu cât ai. Eu am 4, da.
Bun, hai să fugim. Oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Am vrut să includem și puțină acțiune în episod, dar de asemenea am vrut să vă arătăm în mare parte noua mașină, noul update. Știți cum facem noi de obicei în fiecare marți, când se lansează o nouă mașină, vrem să vă arătăm și când se mai lansează update-ul pe GTA, de asemenea vrem să vi le arătăm. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!